Ați că așa este de aici. Sunt acolo, acolo sunt netulnic. O lângasă. Asta plămâne cu metri din luna începutul din mai. Da. Și sunt mulți, fac probleme, care... N-am urât, spune că am urât peste 2 milioane de miești cu femeanță, cu ce am împreună. Eu cu ea împreună. Zilnic, meream dimineața la ora 6 din tezen și la vânătoare de miești. Planchii de cototeci nu mâncat, am cumpărat, ia tenii, domnule, cele albastre. Aia, dacă ne-am luat, am pus pângă floare, o murit. Nu, dar pe acum nu se pot cumpăra, eu sunt atât terenat cu tontanțele cele. Eu nu pot. Ați mai văzut așa ceva? Mai n-am văzut, eu sunt om de 74 de ani. N-am văzut ceva. Și vă mănâncă tot din grădină, vă? Bă, de acolo am fasole acolo, vă arăt, dacă vreți. Tu fie fasole, să suie pe ele și te mâncă păstăletice. Păstăletile mâncă. Nu. Apoi am avut acolo roșii, am început să mânce roșii, am. Doamne, am culeță roșii, mâncate de mierci. De ce să fac? Și ce credeți? Cum se poate, dacă se poate să ne ajut, să ne ajutați, să ne ajut cu ceva cât de cât, cu ceva, să stărtim, să-i morim, cu ceva, să-i faci ceva. Aici dacă la dinte în pământ la toamnă, la primăvară când ies, va de capul nostru. Dar cum credeți că a apărut atâția anul ăsta? Eu undeva, a dus cineva, a apărut undeva, că de acolo vin, din oraș vin. De acolo vin în sus. Nu știu, spune că n-am văzut de când sunt, că hai ceva. Am văzut de cea cu căsulie, cu ei, cu tare, ce am văzut, așa n-am văzut. N-am văzut. Că nu merg. Ce să știu, am venit la domnul Romi, că mi-a spus că te vânează melci. Nu, prima dată l-am luat de râdere, am râs de el și pe când am văzut că zis, păi, că nu-i glumă, că e ceva serios. Am fost la mediu, la domnul inspector la mediu. Să facem ceea ce să ne ajute, să ia legătura cu primăria, să... Domnul de la mediu, ce zice? E ceva normal să fie atâția? Că nu au văzut, dar nici nu au văzut specia asta. O dus cu el în borcan. Și oamenii sunt foarte indiferenți, vecinii sunt foarte indiferenți, zice că se minunează, îi văd. Da. Dar mă sunt să facă mai mult. Da, să minunează, să uite cum le mănâncă tăi pe grădină, dar nu să duc să iei, să facă și ei sesizări. Să margă alții. Și sunt mulți, nu? Sunt foarte mulți și dacă se extind, deja devine o problemă națională, nu... Dacă ieri, eu am urât femeia tot cât se uita pe unii. Femeia a învățat a ce-o-nțat, a învățat ce-o-nțat. Și altul înapoi. Zilnic, omule, zilnic, omor și nu pot să-i omor pe toți. Ori vedea și domnii de la primărie și să-i măsuri. Unde vin, nu știu unde vin. Unde, nu știu, să nasc noaptea, nu știu. Nu știu. 1, 2, 3, mic de bucăți. Dacă nu-i pân iarba coții, că o să-i iarba, plin pân ea. Ce să fac? Le-am mai sfertit. Ei s-au zis că le-o găsă leacu, că cu formol. Dar trebuie să zic și formol. Dar ăsta nu e foarte scump. Un film de formol de... Da, pe n-o. Hai, putem. Urmă. Trec. Te vă arăt. Concret, Gianni. Iată, nu mâncă fasolea. Hai, Gianni. Ce uite-ți pe urmă? Păi și toate, ia. Pe un metru pătrat îți scrie cine de aia și câte un loc. El a fost și uite cum mâncat tu pe ăsta aia. O mâncat unii. Vezi-o? O mâncă cu totul. Cu totul. Ia ni-le. Da! Uita, ce gombala aia tine. Ia luăm cu tot mierci. Cu chimical, dar degeaba. Uite, ce gornic, uite ni. Mă năgăzesc.
Dacă mergi, te acune în ocol. Hai, ghețe. La început eu mâncat florile. Am cumpărat flori din piață, am cumpărat granule din alea albastre la 48 de lei o jumătate de kil. O terminat cu florile, o început cu pân solar. Și acum veniți-mă un pic în coace să vă arăt la pân solar. Uitați-l. Ăsta e de un fel, ăsta e de alt fel. Uitați-l. Vedeți? Dar când au apărut atâția? Apa ăsta de minte în 2 luni de zile avem. Uite, altă pân solar. Uitați aici, uitați, uitați. Și n-ați reușit să scopați de ei. Uite-te, uite-te, striaci. N-ați reușit să scopați de ei. N-am reușit cu granulele, dar n-am mai avut bani de atâta granulă. Veniți-mă un pic cu toate. Îl vedeți? Haideți după mine, mă. Altul din coace. Uite-te, uite-te, dragul mamă. Uite-te. Și ați omorât și apar iară. Cred că milioane am omorât cu soțul, milioane, și într-una acum apare ploaia sau dimineața chiar de nu-i ploaie. Nu mă pic de nici. Nu mai mâncați frunzele că acum mănâncă. Uitați ce e aici. Uitați, uitați, uitați. Uite-te, dragul mami, cum altul încolăcit acolo. Altul din coace. Uitați-i. 1, 2, 3. Uite. 4, 5, vă spun, dacă e numărâs, uite așa acolo, altul, la fasolea aia. Și vă mănâncă tot din grădină, nu? Tot mănâncă, uite-te, dar cât îți de mari deja, deja când închid, deschid ochii, nu, și de frunză, de creangă, nu mă melge, văd. Ia, altul aici, altul din coace. Ia. A ajuns la roșii, au venit. Fica mea să-i dau roșii, zice, mamă, dar ăla de ce-i găurit? Ai găini pe afară? Zic, n-am, dragă. Nu, uitați-l și pe ăla acolo, pe clădire. Și acum s-o tras mai mult în grădină, că-s fructe. Am avut ceva ca ei să cum, cădeau noaptea jos, dimineața tăte erau găurite, mâncate de ei. Ați mai văzut așa ceva? Niciodată până anul ăsta, niciodată. Niciodată până anul ăsta. Cine ne-o zăpat pe aici? Uitați. Nu pășește un pas, uitați. 1, 2, 3. Altul, de altă culoare. Nu. Am avut puțin? Da. Am văzut cu. Anută! Au venit pe televiziune, ne-au filmat cu belci. Da. Ferească Dumnezeu ce-i famă fiarcă. Ferească Dumnezeu. Ia țițandule, doi în spatele tău, nu ia. L-am oprit acolo la doi, acolo știi cum e, tot să ia. La revedere, domnul. La revedere, mulțumesc mult. Ia, cum vine cât a aparat. Le-am arătat acolo pe coste, știi că acolo nu e așa iarbă, dar acolo se văd mai... Ceva asustantă trebuie făcut ceva, trebuie să mă fi. Am așa o zis ala, că era pe un cer, să se încerci. Eu sunt pe ani. Femeia sa ca ieri o scos prin ei, pe ori prin ce te-a omorât? Are un cursă de...